Caravana STPT a pornit într-un periplu în mai multe orașe. Prima etapă a caravanei de angajare STPT a fost finalizată cu succes. Suntem încântați să vă împărtășim un rezumat al caravanei noastre de angajare care s-a desfășurat pe parcursul săptămânii trecute. Am avut plăcerea de a vizita și interacționa cu sute de oameni minunați în următoarele orașe: Reșița și Caransebeș, punctele noastre de pornire, unde am fost primiți cu brațele deschise. Herculane, Orșova și Drobeta-Turnu Severin locuri frumoase cu comunități calde și primitoare. Craiova și Filiaș, unde am avut discuții pline de speranță despre oportunitățile de angajare oferite de STPT. Târgu Jiu, unde în ciuda vremii nefavorabile am reușit să ne adaptăm și să continuăm discuțiile cu cei interesați. Petroșani, Hațeg, Hunedoara și Deva, orașe așezate unde am întâlnit multe persoane deschise și interesate de a se alătura serviciului de transport public local din Timișoara. Făget și Lugoj, ultimele două locații din această etapă a misiunii noastre. Pe parcursul acestei călătorii am fost impresionați de entuziasmul și interesul arătat față de oferta noastră. Obiectivul nostru este să reducem deficitul de personal de bord pentru a îmbunătăți frecvența și calitatea serviciilor de transport public. Avem nevoie de aproximativ 150 de noi conducători de bord și suntem entuziasmați de toate perspectivele noi pe care le-am întâlnit. Mulțumim tuturor celor care ne-au întâmpinat cu căldură și Așteptăm cu nerăbdare să continuăm această călătorie și spre alte locații, în încercarea noastră de a construi împreună un transport public mai bun și mai eficient pentru Timișoara, transmit reprezentanții STPT.